dragii mei frați, dintre toate cântările pe care le cântăm, una este în evidență în mod deosebit și ea poartă titlul Hristos, eroul, a vorbit. El este eroul. E adevărat că noi vorbim, cei trei tineri în cuptorul cu foc, ei sunt eroi? Pe dacă erau ei eroi, aveam de-a face cu grămadă de cenușă. Eroul este cel de-al patrulea care a fost acolo. El este eroul. Daniel în groapa cu lei. Cine este? Eroul este acela care a închis gura leilor. Întotdeauna Scriptura ne prezintă situații, experiențe, diverse împrejurări, din care iese în evidență un singur lucru, cel pe care l-a vorbit Mântuitorul. Scripturile, nu vorbesc de Daniel sau de Estera sau de Iosif sau de noi, Scripturile vorbesc despre mine, a spus Mântuitorul. Astfel că luăm fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și întrebăm ce mă învață El cu privire la Mântuitorul pe mine. Ce învăț despre Domnul, ce văd în locul acesta care n-am văzut până acum. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom merge în locul acesta unde s-a scris o pagină de istorie. Domnule, treaba asta cu cei trei tineri, asta e un mit. Bine. Dacă este un mit, nu e nicio problemă. Dumnezeu te va întreba ceva. Ce ai învățat din mitul acesta? Și după ce vei spune ce ai învățat din mitul acesta, te va întreba cum a schimbat viața ta acest mit, dacă e un mit, nu? Ați observat că unul îi spune Domnului, eu am crezut că tu ești așa sau pe dincolo. Am crezut că se cer de unde n-ai. Nicio problemă. E foarte bine ce ai crezut tu după cea mai bună lumina ta. Întrebarea Domnului este aceasta. Ce ai făcut în lumina la ceea ce ai spus tu că ai crezut despre mine? Ce ai făcut? Dacă tu ai fi crezut acest lucru cu privire la mine, uite ce era normal să faci. A, Doamne, eu nu cred în chestia asta că auzi, i-a băgat în foc. Păi, dar ce mai rămâne într-un foc ca ăsta, cum era acolo, s-au topit pietrele și ce să mai rămână acolo? Nu este absolut nimic, nicio problemă că tu nu crezi lucrul acesta. Domnul nu te întreabă dacă ai crezut sau nu, că a fost literal sau vreo adresă sau fiul risipitor a avut o adresă undeva. El te întreabă așa pe tine. Crezi că eu care am făcut focul ca să topească piatra, pot să fac ca acest foc să nu topească piatra? Crezi că pot sau nu? Aceasta va fi întrebarea. Astfel că mergem acum la două cuvinte cheie pe care le avem aici în cartea profetului Daniel, capitolul 3. Nebucănețar întreabă în adins, adică ați făcut lucrul ăsta conștient, ați făcut lucrul acesta prin alegere, asta este ce credeți, asta, sau este vorba de vreo greșeală, este vorba de vreo neatenție? Împăratul nu este consecvent când întreabă așa ceva. Pentru că el înainte a spus așa, cine nu se va arunca cu fața la pământ, va fi aruncat în clipa aceea în foc. Nu că vom avea o discuție, nu că o să-i facem o ofertă, să vedem cum reușim să-l determinăm. Nu scrie așa ceva, ci el a spus, în clipa aceea va fi aruncat în foc. Și acum, în loc de clipa aceea, este obsesiv cuvântul clipa aceea, în clipa în care când vă aruncați cu fața la pământ, în clipa în care nu vă aruncați, vă aruncă în foc. Și cuvântul acesta este obsesiv în text, arătându-ne nouă că de multe ori Satana contează pe atacul surpriză. M-a luat prin surprindere, m-a prins pe stângul. Ia, așa ar fi fost dacă nu era Domnul prezent. Dar fiind Domnul prezent, nu. Nu este nicio surpriză, nu este niciun stângul. El, împăratul, spune că acesta este Dumnezeu, chipul acesta, dar măria ta, tu nu te închini dacă zici că acesta este Domnul, tu nu te închini? E o problemă. Unii dintre cei care erau acolo s-au dus repede și au spus, uite, sunt trei aici care nu se închină. Și atunci ar fi fost normal ca împăratul să zică așa, păi,
Cum ați reușit voi să vedeți din moment ce voi erați cu fața la pământ? Nu cumva voi n-ați fost cu fața la pământ. Dacă voi erați cu fața la pământ, n-aveați cum să vedeți o astfel de situație. Poftiți în locul ăsta. Ei s-au condamnat pe ei înșiși prin faptul că au denunțat, erau informatori, au denunțat pe cel de lângă ei. Și pretenția lor că, vai împărate, suntem îngrijorați de autoritatea ta și de respectul față de tine, lucrul acesta nu putea fi mai puțin adevărat, nu putea fi o minciună mai mare, fiindcă ei erau cei care disprețuiau cel din tâi pe împărat. Adevăratul lor motiv nu era închinarea acestor trei frați, ci era poziția la care au fost ei înălțați. Ei erau cei trei primari ai Babilonului la propunerea primului ministru, a lui Daniel. Și la propunerea lui, ei au fost promovați primari ai Babilonului, trei. Și în momentul acesta, când delatorii sau informatorii vin și spun, nu pot să stăpânească adevăratul lor motiv care îi frământa de multă vreme, și anume poziția pe care o aveau acești trei oameni, și îi spun, ăștia trei pe care i-ai înălțat tu, ce legătură are închinarea cu serviciul lui de la primărie? Dar aceasta era obsesia lor. Iubiții mei, binecuvântarea lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu vin la pachet cu prigonire. Așa spune Scriptura. Împreună cu prigonire. Numele Domnului nostru Iisus Hristos vine în viața noastră împreună cu ura oamenilor din jurul nostru. Veți fi urâți de toți, tare, bun, din pricina numelui meu. Numele lui vine cu așa ceva. Darurile lui Dumnezeu. Voi onora pe cel ce mă onorează. Lucrările lui Dumnezeu în viața celui credincios stârnesc imediat ură. Împrejur. Spun lucrul acesta nu ca și când ar fi o noutate, ci spun lucrul acesta ca să fim întotdeauna pregătiți ca împreună cu darul și harul lui Dumnezeu să ne așteptăm la răspuns. Cuvântul cheie al împăratului este în adins, sper că nu. Sper că nu. Și în adins, se poate să faceți așa ceva împotriva mea, care știți că v-am dat slujbe, v-am pus primarii Babilonului, vă dați seama ce e posibil, asta e rușine mare. Adică așa răspundeți voi, asta e recunoștința voastră, cei trei tineri spun, noi suntem primarii Babilonului și mulțumim de slujbă, ne facem serviciu. Dar aceasta n-a venit și nu vine și nu trebuie să vină niciodată cu prețul sufletului nostru. Nu. Atunci împăratul calcă pe sine și creează o situație de-a dreptul imparabilă. Le oferă acestora scăparea. Hai să o luăm de la capăt. Păi, împărate, dacă vrei să ne scapi într-adevăr, anulează închinarea în dreptul nostru. Dacă vrei să ne scapi, cu adevărat, nu ne obliga să ne închinăm. Dacă vrei să ne scapi, tu nu vrei să ne scapi. Tu vrei să faci din chipul acesta religie universală. Toată lumea trebuie să se închine acestui chip, acestei ideologii, acestei gândiri, acestui mod de viață, acestei culturi. Ăsta este chipul din generația noastră. Și aparența că vrea să-i scape este trădată de faptul că el le cere să se închine. Aceasta era ceea ce dorea cu adevărat să obține el de acolo. Eroul acestei pagini a Scripturilor, despre care însuși Mântuitorul a vorbit sub numele prorocul Daniel, a confirmat, eroul este și rămâne Domnul. Împăratul acesta nu avea nimic cu trei băieți. Trei băieți care au stat în picioare. Ce o fi învățat părinții acasă? În ce religie au crescut? Împăratul nu cu ei are de-a face. Este mult mai adânc. Are de-a face cu Dumnezeu căruia se închină ei.
Așa că și încheie cuvântarea spunând, care este Dumnezeul acela care să vă scape din mâna mea? El a mai zis și în alte împrejurări. Știți bine că dumnezeii lor au fost aruncați în foc. Știți bine pe ce se bazează încrederea aceasta a ta, Ezechia, spune el. Pe ce se bazează? Pe Dumnezeu vezi-ți de treabă. Uite-te ce s-a întâmplat împrejur. Cine scapă? Iar tu crezi că vei fi o excepție? Cine vă va scăpa din mâna mea? Și răspunsul lor este luminos. Da, noi am făcut lucrul acesta conștient. Nu e cazul să discutăm, nu e cazul să ne prefacem, nu este cazul să ne răzgândim în acest moment. Am făcut lucrul acesta conștient. Și dacă vrei totuși să știi care Dumnezeu vă poate scăpa din mâna mea, să știi că este în ceruri un Dumnezeu care poate să ne scape de mâna ta. Dumnezeul nostru poate. Acesta a fost răspunsul lor. Iubiții mei, și aceasta este cheia biruinței în viața de credință. Dacă vezi un om, spre exemplu, foarte în vârstă, prima întrebare este, cum ai reușit, Doamne, să trăiești atât de mult? Ce stil de viață ai avut? Cum ai dormit? Ce ai mâncat? Ce ai muncit? Imediat întrebăm. Dacă vedem pe cineva care a trecut printr-o suferință grozavă, Doamne, cum ai reușit să treci prin așa ceva? Păi eu dacă eram acolo, cred că muream sau astfel de expresii. Vrem să știm secretul, taina. Taina acestei biruinți a fost credința lor cu privire la Dumnezeu. Ce credeau ei despre Dumnezeu? Că e una să crezi în Dumnezeu, diavolul crede în Dumnezeu, și este altceva să-L crezi pe Dumnezeu. E diferență mare. Oamenii aceștia L-au crezut pe Dumnezeu care a spus, dacă vei trece prin foc, eu sunt cu tine, dar cum rămâne cu ăștia care au ars? M-am rugat să nu se piardă credința ta, ei au ars biruitori. Nu m-am rugat să nu te ardă focul sau să nu te batjocorească lumea, când a fost cazul lui Petru, dar m-am rugat să nu se piardă credința ta și biruința a fost deplină. Nu s-a pierdut credința lui. Stăm în fața unei lecții mari pentru viața și credința noastră. Stăm în fața tainei biruinței. Noi toți suntem și vom fi confruntați cu diverse încercări. Unele atât de surprinzătoare că pur și simplu spune Biblia, țiuie urechile când auzi lucrul ăsta, nu poți să crezi că e adevărat, dar este adevărat. În această împrejurare, care este stânca de adăpost? Care este scăparea? Am stat de două ori la masă, la această masă la care Nebucadnețar oferă, le dă viața cadou acestor trei tineri. Odată mi s-a promis libertatea și cel mai important parte a discursului a fost că am știut că stau de vorbă cu diavolul. Dar libertatea e bună, cum adică prețul libertății acesteia era sufletul. Și a doua oară când am stat la masă, mi s-a oferit o poziție socială la care nu mă gândisem niciodată, dar cu același preț. Și a trebuit să am sufletul deschis. Învață-mă ce să zic, Doamne, că orice respirație, dacă fac o pauză, spre exemplu, poate să însemne viață sau moarte în răspunsul meu. Și Dumnezeu m-a luminat. Pe ce s-a bazat credința acestor trei tineri? Nu pe ceea ce face Dumnezeu la dorința sau cererea mea? Nu. Ci s-a bazat pe ceea ce face Dumnezeu după înțelepciunea și puterea Lui. Ei au spus împăratului, Dumnezeul nostru este imprevizibil. Nu poate fi cuprins în previziunile noastre, nici atât nu poate fi supus dorințelor noastre. Știm că poate. Ce va face Dumnezeu? Este treaba Lui. El va alege un drum
care v-a descoperit taina pe care o avea Dumnezeu în minte când s-a făcut lucrul ăsta. Nu li s-a spus, uite, băie, stați cu minți. Nu li s-a șoptit la rugă, stați cu minți. Nu se întâmplă nimic, băgăm aer condiționat în cuptor. O să fie frumos de tot, mergem acolo. Nu, nu li s-a spus lucrul ăsta. Absolut nimic. Ei n-au luat poziția aceasta pentru că au contat pe această salvare. Nu, ei nu contează pe ceva. Ei contează pe cineva. Și la aceasta suntem noi chemați. Pe cum e Dumnezeu vostru? Uite așa este, s-ar putea să ne scape și s-ar putea să nu ne scape. Biserica s-a rugat cu stăruință mare pentru Iacov, că era arestat și știa ce se întâmplă acolo. S-a rugat biserica așa cum s-a rugat și pentru Petru. Și când acolo poftiți duminică dimineața sau luni sau marți, îl execută pe Iacov în piață și au tăiat capul lui Iacov cel drept. Doamne, păi ce-a rămas cu rugăciunile noastre? Atâtea zile de post, de rugăciune, de zbateri pe lângă cineva bolnav, într-o situație, ce-a rămas, Doamne, de rugăciunea noastră? Păi ce se vede a rămas? Păi dar noi speram că, bine, acestea sunt speranțele voastre, dar de la speranța ta până la planul lui Dumnezeu este drum lung și ție nu trebuie împlinirea speranței tale, ci, așa cum a spus Iisus în grădina Ghetsemani, Tată, te vreau pe tine. Asta e tot. Cum? Că este așa sau este așa? Nu-i treaba mea. Te vreau pe tine. Acesta a fost Duhul oamenilor lui Dumnezeu. Și Pavel spune, Hristos va fi proslăvit, acesta e subiectul, fie prin viață, fie prin moarte, nu are importanță, este alegerea lui Dumnezeu, Hristos va fi proslăvit. Atunci împăratul și-a dat seama că de fapt stă în fața unei situații fără ieșire și că ultimul cuvânt nu-l are dumnealui, așa cum dorea să-și întâmple, ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Noi nu suntem în fața la a câștiga sau a pierde, la pozitiv și negativ. Noi nu suntem în umblarea cu Dumnezeu într-o astfel de situație. Ci noi suntem într-o situație, cum numim noi aici, win-win. Pe orice parte. Ați văzut că se dă cu moneda, pac și gata. Dacă e marca, am câștigat, eu jucam rișca. Pierdeam, mai fura bandă la tata, mai jucam rișca acolo, pierdeam bani mai. Și dacă e marca, e marca, și dacă e leu, e leu, și atunci câștigam și pierdeam. În credință nu e așa. Nu dăm cu zarurile în credință, nici nu tragem cu banul. Ci indiferent cum ar cădea banul acesta, e biruință în Domnul. De aceea tinerii spun, subiectul nu este a trăi, a scăpa sau a nu din foc. Nu este acesta subiect. Subiectul este a avea încredere în Dumnezeul nostru care poate. Aceasta este credința mântuitoare și credința care poate să țină în picioare pe slujitorul lui Dumnezeu într-o împrejurare ca aceasta. Situația s-a răsturnat totalmente. Intervenția lui Dumnezeu în această împrejurare nu era altceva decât o manifestare vizibilă a ceva nevăzut, și anume credința lor. A spus Nebucadnețar în final, zice, datorită faptului că s-au încrezut în Dumnezeu, nu în ce va face Dumnezeu, ci s-au încrezut în Dumnezeu. Când vorbim de strâmtorări, e din pricina numelui meu, nu este pentru ceva sau altceva, ci din pricina numelui meu, spune Mântuitorul, lucrul acesta stârnește împotrivire și e aproape natural și normal să se întâmple lucrul acesta, dar mulțumirul lui Dumnezeu, el nu trece pe un drum bâșbuit, ci în adins, cu bună știință, știind consecințele, știind urmările, fiind pregătit pentru finalul acestor lucruri, indiferent care ar fi fost acela, nu are nicio importanță, ajută-mă să țin privirea țintită la tine, indiferent pe unde trece viața. Nu știu dacă ați știut, dar hus înseamnă gâscă. Aceasta e gus, cum zicem noi, dar Jan Hus. Este gâscă în cehă, you know?
Jan Hus, așa era el. Și el a fost atât de liber înaintea lui Dumnezeu și atât de liber față de oamenii nedrepți, încât sufletul lui rămâne în permanentă comuniune cu Dumnezeu și chiar spune o glumă în fața rugului care urma să fie aprins. E adevărat, nedreptatea revoltă. Sigismund i-a semnat pașaportul, i-a pus viza, a garantat cu numele lui libera trecere, fără probleme. Nu s-a întâmplat așa. A călcat în picioare, și-a călcat în picioare propriul lui cuvânt și în conciliul de la Constanța, unde a fost judecat Jan Hus, el a roșit. Altceva n-a avut ce să facă. Ducele de Saxa mai târziu a spus, zice, nu, eu nu vreau să roșesc cum a roșit Sigismund. Eu îmi țin cuvântul, chiar dacă aceasta înseamnă orice. Dar Hus nu este tulburat de nesinceritatea, nedreptatea, neadevărul din acest rege, Sigismund. Nu acesta e subiectul. Subiectul lui este altul. Privirea lui este ațintită la Domnul. El știe că nu din cauza lui se întâmplă așa ceva, ci pentru numele tău sfânt. Și atunci, chiar lângă râgul acela, el spune așa: frigeți această gâscă, era el, Jan Hus, frigeți această gâscă, dar vă spun că peste 100 de ani se va ridica o lebădă pe care nu o veți putea opri. La 100 de ani după ce au spus cuvintele acestea, s-a ridicat Martin Luther. Fix 102 ani a fost din momentul în care Hus a spus aceste cuvinte. Martin Luther s-a văzut pe sine ca fiind împlinirea acestor cuvinte profetice pe care le-a rostit Hus, acolo lângă rug. Iubiții mei, încercarea vine peste orice suflet. Deasupra tuturor încercărilor este cineva care spune răului: până aici vii, mai departe nu mai treci. Și nu mai trece. Dar încercarea vine într-un fel sau altul și vine în modul cel mai surprinzător și, după calculele infernului, cel mai eficient. Se întâmplă însă că Dumnezeu transformă o astfel de încercare în întărirea credinței noastre. Din slavă în slavă, din credință în credință. Este această progresie sfântă pe care o produce încercarea în sufletul nostru. Ne confruntăm însă cu problema aceasta a relațiilor dintre noi. Și aici trebuie să fim niște oameni alipiți de Dumnezeu, nu de oameni. Tu să te alipești de Domnul Dumnezeul tău, nu să te alipești de ce ai, de ce ești, pe cine ai în jurul tău, tu să te alipești de Domnul Dumnezeul tău. Pentru că va veni o clipă în care nu rămâi decât tu și Dumnezeu. Încercarea va fi purtată singur. Nu tot neamul este cu mine în încercare. Nu toată adunarea este cu mine în încercare. Mă veți lăsa singur, a spus Mântuitorul. Veți fugi? Nu se poate. Eu merg la pușcărie pentru tine. Bine. Mai vorbim. Și am mai vorbit. Dar încercarea se va adresa sufletului tău. De ce nu e Daniel prezent aici? Din același motiv care eram trei dintre noi, trei frați, care am comis crima aceasta de a predica Evanghelia, eram trei frați din anchetă și la un moment dat ofițerul a spus: scoate-l pe ăsta afară, adică pe mine, scoate-l pe ăsta afară pe hol, că influențează și pe ăștia alții. Și m-a scos pe hol și am plecat și eu acasă. M-a căutat poliția de azăpăcii, nu m-a mai găsit. De aceea l-au dat deoparte. Cei trei tineri, într-adevăr, mari prieteni cu Daniel, totdeauna s-au sfătuit împreună, s-au încurajat împreună, s-au rugat împreună, au ridicat sufletele lor în credință la Dumnezeu. Acum,
cineva care are planul ăsta în minte spune, separă-l pe ăsta, trimite-l undeva. Vreo misiune sau așa spun comentatorii. Ăștia trei nu vor rămâne în picioare dacă nu e ăsta. Și așa a fost că i-a separat, dar credința lor nu era legată de acesta, de Daniel. De mamă, tată, pastor, biserică, lume. Nu, nu, credința lor nu era legată de ceva, ci era legată de cineva și de aceea biruința a fost deplină. La întâi meu răspuns de apărare, spune Pavel, toți m-au părăsit. Chiar așa? Toată adunarea? Și ce cu asta? Care e problema? Dar Domnul a stat lângă mine. Și spune el, m-a scăpat din gura leului. Aceasta a făcut Dumnezeu ca răspuns al credinței că Dumnezeu poate și că Dumnezeu trebuie să facă ceea ce știe că trebuie în viața mea. Aceeași biserică se roagă pentru Petru. Strigă, strigă la Dumnezeu că l-a luat și pe Petru. Îl taie la fel cum l-au tăiat pe Iacov. Aceeași biserică. Aceleași rugăciune, aceeași luptă deodată apare Petru. Toată lumea, nimeni nu crede, apar în templu oamenii aceștia care au fost legați, păi, dar nu i-am legat, noi nu i-am băgat acolo. Nu s-a rugat biserica aceasta? Da, așa este. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui a luat pe unul și a lăsat pe celălalt. Dumnezeu știe ce face. Să avem dar încredere în felul cum ne va călăuzi El și să nu ni se pară niciodată că o anume direcție ar fi o pierdere. Nu, noi nu suntem într-o relație de pierde-câștigă cu Dumnezeu, ci noi suntem într-o relație de win-win. Totdeauna și prin orice lucru, așa cum scrie Sfânta Scriptură, sufletul nostru va fi binecuvântat atâta timp cât El trăiește prezența Lui Dumnezeu totdeauna și în orice fel de împrejurare. Lucrarea aceasta s-a sfârșit cu proclamarea numelui Lui Dumnezeu în întreaga lume. Ceea ce se dorea fi ștergerea numelui Lui Dumnezeu din lume. Care e Dumnezeul acela afară de mine, spunea El, care să vă scape de mâna mea? Ceea ce s-a intenționat a fi ștergerea Lui Dumnezeu din lume. Ceea ce se vede astăzi în spatele atâtor eforturi care se fac în media, în cultură, în știință, în educație, în universități, peste tot, ștergerea numelui Lui Dumnezeu din conștiința umanității, o întreprindere care de altfel nu a reușit nici diavolului, cu atât mai puțin în cazul nostru. Nu, nu are niciun viitor așa ceva. Dar într-o lume ca aceasta și într-o împrejurare ca aceasta, tocmai numele Lui Dumnezeu, care se dorea șters într-adevăr, a ajuns să fie proclamat în lumea întreagă. Dumnezeu să ne ajute și pe noi, ca așa cum a spus Mântuitorul nostru, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate așezată pe munte. Știu că se trage ușor cu tunul sau cu tancul într-o cetate așezată pe munte, așa este, dar prin harul bunului Dumnezeu, tunul sau tancul nu au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are cel prea înalt. De aceea ne închinăm înaintea ta, Tată Ceresc, și te rugăm fierbinte ca prezența ta și numele tău să ne ajute să putem spune împreună cu apostolul, știu în cine am crezut. Amin.